Oi, am primit o scrisoare, ești nebun la cap, ai? Ce scrisoare? Cine să-ți scrii Adică și vrei să și ca n-are sau și... Ce, pe cine știi tu, zim? Pe cine știi? Cine te cunoști pe tine? Găștile, cum și Ce găști Tu te-ai uitat în oglindă, putea ca de ai la tine. Care găști? Ai, tu treabă, știu el. Așteapt să vin dulau la poartă. Marșe cu găștii tale, dă să vad ce scrie acolo. Ia știe, știi că... Că ce? Da, eu voi să faci urorile alea sau umorurile sau cum îi zici la și ei, știi tu. Știu eu. București. Și asta, bordel de corvi. Da, pe aproape. Domnule Ionică Humulșteanu, ești chemat în instanță pentru a răspunde în fața unui caz de furt și înșelăciune petrecut pe data de 25 septembrie 1872 în târgul vechi aflat în pădure. Persoana cauzată de daune fiind domnul Caragiale. Prezența obligatorie luni la ora 9 cu avocat la judecătorie. Ce ai făcut ei? Și o să așa la e că am făcut ei, că și... Ce ai furat? Eu am furat! Poate el mi-a furat fătul morță lui de jucmănos să fie și bombe mucletă-i dau. O vrut să mă trag în țapă să-mi zici poveste de la capăt. Am să-ți fiu avocat.